În popor, Sfântul Ion este considerat ocrotitorul pruncilor. În această zi se binecuvântează minerii, iar în unele zone ale țării se practică iordănitul femeilor și iordăneala bărbaților. Mai concret, în ziua de Sfântul Ion Botezătorul se practică un ritual din care se mai păstrează doar ospățul final. Iordănitul femeilor, care este de fapt o petrecere a nevestelor, femeile se adună la o gazdă unde aduc fiecare alimente și băutură, apoi petrec până dimineața spunând că se iordănesc. Un alt obicei întâlnit în ziua de Sfântul Ion este iordăneala. Mai mulți tineri care au luat de la preot în ajunul Sfântului Ion aghiazmă de la Bobotează, merg în dimineața zilei de Sfântul Ion la biserică și după terminarea slujbei stropesc fiecare om care iese, apoi îl urează. Oamenii iordăniți trebuie să-i răsplătească pe urător cu bani cu care seara chefuiesc. Tradiția ne spune că în dimineața zilei de Sfântul Ion, fiecare om trebuie să se stropească cu aghiazmă nouă pentru a fi feriți de boli în decursul anului. Se spune, conform tradiției populare, că după Sfântul Ion se botează gerul, adică se înmoaie frigul și începe să se facă mai cald. Se știe tot din tradiția populară că Sfântul Ion este protectorul pruncilor și se mai ține pentru ca pruncii să se nască sănătoși, fără malformanții sau diformi. Totodată, ziua de Sfântul Ion este o zi de bucurie, iar cine nu se veselește în această zi va fi trist tot timpul anului.